Am revenit la tablou de viață alături de doamna Maria Baroi, care mulți ani a fost educatoare, cât ați zis, 36. 36 de ani. Și mai mulți ați pictat. Da. Am pictat cu mare drag. Unii credeți că m-am format la pictură de portrete, pentru că mi-așau foarte bine. Eu am pictat copiii în pauza mare, chemam un copil și pictam. Direct în acuarelă, fără că nu vă odihneați deloc. Nu. Și cel mai frumos tablou de copil mi-a ieșit când am plecat cu copiii la plimbare pe câmp. Era o zi de primăvară așa de frumoasă. Mm-hmm. Și am luat cutia cu acuarele și blocul cu mine și o fetiță care mi-a atras mie atenția. A fost așa de simpatică. A stat cu ochii în soare cât a putut ea sta, eu știu, 15-20 de minute. Și eu am furat caracterul și chipul și a ieșit un tablou așa de apreciat și de frumos. Și atunci l-a văzut profesorul, că m-am dus eu la școală cu el și mă laud cu ce-am făcut. Și cum ți-a venit în minte să pui griurile astea? Cum ai făcut ochișorii ăștia care se vede că stau strânși din cauza soarelui? Și a fost foarte apreciat. Și am căpătat curaj. Cele mai multe picturi pentru copii le făceam în creion. Și la Școala Populară de Artă, la un moment dat, lucram noi câte ceva acolo, mâzgâleam după natură obiecte. Și ne întreabă profesor, da, spuneți, portrete ați făcut vreodată? Toți au rămas așa că nu pictaseră portrete, nu a zis niciunul că a făcut. Eu făcusem schițe cu creionul. Dar n-am recunoscut nici eu, am tăcut. Gata, data viitoare aducem un copil și să păzeze cine găsește, cine are un copil interesant. O adus o fetiță, un coleg de vreo... O fetiță de 9 ani a adus. Frumosică foc. Eu am avut așa o emoție că n-am putut pune mâna pe creion până n-o pleca profesorul de lângă mine, că doar eram apropiați ca vârstă, dar mi-a fost așa de jenă. Dacă nu știu să fac, dacă mă vede că sunt neștiutoare, era neîncrederea în mine. Asta vă cam urmărit de-a lungul timpului. Da, și profesor probabil și-a dat seama că mă intimidează. Da, și s-a dus în altă parte a clasei și eu am început să pictez. El a văzut că eu lucrez, o vine repede înapoi să vadă ce cum face? Fac. Mm-hmm. Cum fac. Și când a venit, mai avem de tras doar conturul obrazului. Era gata portretul. Și interesant a fost că atâta s-a mirat. Cum ai făcut? Așa de repede. De unde ai început? Cum ai măsurat? Că a ieșit perfect. Dar în creion, așa, câteva linii. Și am povestit. Eu măsuram distanța dintre ochi în raport cu celelalte linii ale feței. Și dacă era mărime naturală, mi-era foarte ușor să fac. Uh-huh. Pe urmă am dus eu un moș care lucra aici și venea cu calul, cu căruța. Și a fost portretul pe care l-am pictat noi la examenul de sfârșit. Moșul foarte interesant era ca figură. E tablouri în cameră aici sus. I-am pictat și lui unul, două, trei tablouri am pictat, că a vrut și el neapărat. Și a venit, din întâmplare, a venit la mine domnul Milord, pictor în ulei, pictor mare în Piatra Neamț a fost. Și când l-a văzut, cine l-a pictat? A făcut comparații cu mari clasici, cu Repin și cu nu știu mai cine. Deci, dar l-ai expus vreodată la expoziție, l-ai dus? Nu l-am dus, cum să mă duc eu? Uite, eu te trimit, acum faci eticheta, eu pui pe spate și o duci. Și dacă mă întreabă acolo, ce să te întrebe? Cine te-o trimis? Spui că te-am trimis eu. Și, într-adevăr, a prevăzut cum va fi. Am dus tablou, cine v-a trimis? Domnul Milord. Și l-au primit. Când s-a făcut vernisajul, a prezentat domnul Valentin Ciucă, care acum e la Iași, critic de artă. El a fost aici în Piatra întâi.
și nu mă cunoștea pe mine. Am stat și eu acolo într-un colțișor, pentru că nici eu nu-i cunoșteam pe pictorii care expuneau nici ei pe mine. Și aprecierea a fost foarte frumoasă, cu toate că tabloul era fixat într-un colț, în umbră. Dar critica a fost foarte frumoasă. Și am căpătat curaj. Pe urmă m-am dus să iau tabloul. Doamna, să nu mai veniți cu tablouri, că acum expun în expoziție numai pictori profesioniști. Bine. Dacă așa e ordinul de la stăpânire. Și atunci m-am încercat eu să mă duc să deschid personal. Și când m-am dus eu în oraș, am avut treabă, soțul să-mi pânătesc, s-a făcut o ciroză. M-am dus la să iau la Piatra Neamț, la Sanepid, să iau vaccin ca să facem și noi la copii, să nu se îmbolnăvească. Și pe unii intram și ceream să împlineau formele, când spuneam cine sunt, și a, dumneavoastră sunteți doamna care pictați, care nu știu ce, de unde știți? De la domnul Valentin Ciucă. Și m-am trezit așa că pe urmă am mai expus un tablou cu magnolii. Și când am venit de la Iași, tot domnul Valentin Ciucă, eu m-am dus prin sat, m-am întâlnit cu o fată. Doamne, aveți undeva un tablou expus într-o expoziție? Am stat eu și m-am gândit, m-am amintit că da. Dar de unde știi? Păi am auzit la radio. Și ce ai auzit? Și mi-a povestit ea că s-a vorbit întâi despre tabloul meu și pe urmă despre ceilalți pictori care aveau tablouri în expoziție. Și atunci chiar mi-am hotărât mai tăios, să nu mai duc niciun tablou, că nu mai primește. Ca să nu faceți concurență, da? Și pe urmă m-am dus la, deci, la Violeta Dinu și ea a venit de le-a văzut cu domnul Strochi și de atunci el m-a însoțit la toate expozițiile. Spuneți-mi că îmi place tabloul ăsta, îmi place în special cum se numește. Îl arătați un pic colegului meu ca să... Da. Am vorbit despre el în pauză și cum se numește? E Răbdare în fața jigodeilor. Deci? L-am pictat în momente când eram foarte necăjită și mă... E de actualitate, doamnă. Da, da. Eram decășită și nu se poate. Trebuie să redau eu sentimentul ăsta ca să mă descarc. Și mi-a plăcut cum a ieșit. Mi-a plăcut mult. Deci era puternic rău. Vă măcina? A ieșit dintr-o singură ședință. L-am făcut până s-a uscat hârtia, s-a terminat și tabloul. S-a uscat, că deci a zis că face sub apă. Este tehnica... Da, nu mă pricep, da. Să-mi spuneți cum se face. Ud bine hârtia, trebuie o hârtie specială. Uh-huh. Înainte nu se prea găsea. Mi s-a întâmplat că am făcut tablou care, când l-am luat de colțuri să-l pun la uscat, că îl pun pe hârtie, pe ziare, care le-a sug repede apa. Uh-huh. Și când l-am luat de colțuri, am rămas cu hârtiile în mână și tabloul pe masă. Îl ud bine și pe față și pe dos și încep să lucrez. O singură culoare am lucrat la ăsta, dar culorile foarte bune, foarte bune culorile. Și iasă și lucrarea, dacă ai și mâna și culorile. Și sentimentul ăla și care... Sentimentul, da, da. Ce sentimente aveți să-l puneți acolo ca să nu vă deranjeze? Da. Ce alte sentimente ați mai pictat? Cam înțeles cu supărarea. Rădăcini și viață. Ăsta e un subiect care spre maturitate și spre bătrânețe acum m-a urmărit și mi-e foarte bine lucrările. Rădăcinile ies din pământ. Așa mi-aduc aminte la prima lucrare, a venit soțul din curte, el crăpa lemne și a venit cu niște rădăcini care le-a găsit
în butuc. Când a pleșnit lemnul, au rămas rădăcinile și le-a luat așa una de... Era ca un șirac, ca un șirac de mărgele. Și aveau rădăcini cu smocuri așa frumoase. Deci uite ce am găsit, dă un coace. Și după aceea m-am inspirat și tot am lucrat. Și acum, sigur, experiența m-a învățat. N-am niciunul, pe calculator am imprimat unul. Dar în casă nu am niciunul. Ultimul care l-am făcut, l-am dat. El arată rădăcinile cum ești din mijlocul pământului, din căldură, din oranj, cu firicele fine. Cresc dintr-o inimioară, de acolo răsare un bubocel de floare care se profilează pe un cer unde răsare soarele. Cerul se colorează, se încălzește împrejur, se vede aerul cu cer albastru. Rădăcinile mai au bobocei, mai cresc și împrejurul florii undeva pe rădăcini vine un fluturaș colorat care așteaptă floarea să înflorească. Știți, vi se luminează așa fața când povestiți despre tablouri. Da, îmi place. Să știți ce fac eu? Când sunt foarte obosită și nu mai am timp să pictez, scot sacul cu planșe. Și le priviți? Și le privesc. Și după un an, doi, mai văd greșeli, văd ce-i frumos, văd ce nu-mi place și ce-mi place. Uneori chiar nu-mi vine să cred că eu le-am făcut. Și unele ies foarte frumoase, nu totul este artă, că e greu și arta... Dar mie îmi place poezia și cred că de aceea îmbin culorile ca o poezie. Am auzit pe cineva spunând că și pictura este o artă scrisă în linii plastice. Așa de mult mi-a plăcut, dar nu țin minte cine a spus. A zis bine cine a zis? A zis, a zis bine, că mi-e place poezia, ne spus de mult. Acum nu mai pot citi așa de mult, dar poezia mi-a plăcut întotdeauna. Îmi spuneați că talentul ăsta al dumneavoastră v-a ajutat în activitatea didactică pentru că le făceați tot felul de materiale copiilor. Era obligația dumneavoastră sau le făceați de drag? Nu, nu era de nevoie, pentru că copilul trebuie prin intuiție să cunoască lumea, să atingă obiectul, să vadă măcar. Mi-aduc aminte copilul meu cel mic, acum mare, m-a mărturisit vreo câțiva ani în urmă. Mamă, și acum mi-aduc aminte când ne-a învățat poezioara Toamna. Și era un fragment cu mere, pere, în panere. Și eu nu înțelegem ce sunt acelea în panere. Și eu le desenasem pe tablă cu o șarca mare, un paner, oltenesc, așa, cum, că să înțeleagă. Știam că aici cuvântul ăsta nu se folosește. Și le desenam și m-am gândit eu, dacă au fost însoțit de un desen, dar desenul era în alb, dacă duceam un panier natural, înțelegeam să-l fi dus plin cu fructe, că trebuie, mă duceam cu fructe de acasă, culegeam toamna căscădări, plante care se păstrează o bucată de timp frumoase, și porumb le-am dus, și grâu le-am dus, făceam planșe cu materiale din natură. Mi-aduc aminte la povestirea Pruiu, parcă se cheamă, de, nu știu, de Topărcean. Nu mai țin minte de cine era scris. Alexandru Băutescu Voinești? Puiu? Sau Puiu, care? Puiu care n-a plecat cu mama lui cu stolul. Și-a rămas de singur. Și am făcut cu atâta material și cu atâta drag o planșă mult mai mare ca asta, cu spicii de grâu, cu pene, cu puiul acolo, cum stătea așa. Așa de frumoasă. N-aveau alte clase de copii ce aveau ai dumneavoastră? Am făcut mult material, da. Am muncit planșe și făceam povești pentru că se cereau, dar nu le aveam publicate, nu le găseam. Și fiind la țară, că aici ești izolat, oricum, nu ești ca un oraș, că un oraș fiind, te mai împrumut, dă-mi cățelul, șchiop, dă-mi, mai știu eu ce, așa, aici nu aveai, trebuia să fac. Mi-aduc aminte, uite, țara acum, în altă parte,
Când am vizitat grădinița Veronica Filip din Piatra Neamț, am fost foarte impresionată de oramele care le făcuse ea. Și așa aș fi vrut și eu, dar nu aveam cum. Nu era posibilitate. Și făceam. Într-un timp chiar așa de mult îmi plăcea să desenez, că aș fi preferat să nu mai fac munca de educatoare, să o fac numai muncă de pictor. Să le fac la toate colegele planșe, material, să aibă la povești. Când dădeam seama cât de mult le place. Iar poveștile lui Creangă erau foarte savurate de copii și când le-am făcut în versuri, toată grădinița știa, toate seriile de copii știau versurile și le recitau. Iar chiar în vara asta am avut o frumoasă surpriză. Mă trezesc cu un tânăr la poartă. Doamnă, mă mai cunoașteți? Nu te cunosc, știu eu. Ți-am fost elevul dumneavoastră, dar... Deci eu am fost prezentatorul de la Punguța cu doi bani. Și mi-a povestit. Care și acum costumul național, care o pincuțele, care căciula. Și cu ce prezenta el și când ne adumintești ce frumos era el pe scenă. Așa de frumos recita, așa de frumos prezenta, parcă era dintr-un vis copilul ăla. Că era și el tată de copil mare, avea o fată studentă și a venit să mă vadă. Și acum pictați? Da, mai încerc. Acum către ce vă îndreptați? Acum nu pot face amănunte. De exemplu, am încercat în vara asta, am pictat rădăcinile care... A devenit un subiect, eu nu le fac două la fel. Nici n-am putut copia niciodată un tablou ca să zic că fac după cineva. Mi-a plăcut să creez eu. Și am multe încercări, un sac de încercări, pot să spun. De rădăcini? Nu de rădăcini, cu toate tablourile. Rădăcinile așa, mai la oameni deosebiți. Ies foarte frumoase. Nu toată lumea înțelege. Nu toată lumea citește un tablou. Sunt oameni care trăiesc, vin, Doamne, ce ați mai pictat, să văd și eu. Văd, mulțumesc, să pleacă încântați. Dar se cam termină sacul, ajung la fund. Spuneți-mi, dacă ați putea așa concluziona cei 81 acuș de ani de viață, că mi-a spus foarte frumos înainte și aș vrea să le spuneți și telespectatorilor cum, care e secretul? Că mi-a spus că ați avut o viață fericită. Care considerați că este secretul unei vieți fericite? În primul rând, mediul în care trăiești. Și familia are cel mai mare rol. Cum crești copilul, cum îl crezi, cum îl ajuți, cum îl stimulezi, cum îi arăți să ia ce-i bun de la viață, cum îl judeci pe el dacă a făcut o faptă bună. Ce faptă bună ai făcut tu astăzi? Și copilul de mic își dă seama că trebuie să facă ceva bun. Nu treacă nepăsător prin viață. Dacă trece cu sentimentul ăsta al datoriei, că e o datorie, să faci ceva bun. Așa consider eu. Și acum mă întreb seara, ce am făcut eu astăzi? Am făcut ceva? Sau trăiesc pe ce am făcut altă dată? Încă vreau să fac ceva care să fie de folos. Indiferent ce, ajuți un copil, ajuți un vecin, ajuți un bătrân, ajuți un animal, că și ăla e suflet care așteaptă să fie mângâiat. Și dacă am avut greutăți, le-am privit cu seninătate și m-am gândit că nu trebuie tot să trăiești în tristețe sau stivaiți. Nu, viața să trăiești cu optimism. Ce am greșit, n-am voie să greșesc a doua oară. Nu-mi pot ierta a doua greșeală de aceeași natură. Că greșim, e normal, e firesc, te înșeli. Trebuie să învățăm din greșeli. Trebuie să învățăm din greșeli. Trebuie să acceptăm tovarășii de viață, copiii, prietenii, să le vedem
și părțile frumoase și slăbiciunile. Dacă te-am ajutat cu o vorbă, dacă te ascultă, da, e bine să încurajezi un om când îl vezi că e la ananghie. Vorba dulce, mult aduce, nu degeaba să spune. Așa este. Doamna Maria Baroi, vă mulțumesc foarte mult că astăzi ne-ați deschis casa și sufletul și ne-ați arătat cum se citesc tablourile dumneavoastră. Ne-ați oferit și o lecție de viață prin această poveste și vă doresc să aveți în continuare mulți ani sănătoși în care să pictați. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Sper să mai pot lucra. Dea Dumnezeu! Am găsit acum o icoană, cred că am început-o 40 de ani în urmă. Cărând eu toate cartoanele care le aveam pregătite și mai am destule, am gândit că nu o să-mi ajungă. Văd că rămân ele nefăcute, nelucrate. O să fie timp. Vă mulțumim încă o dată. Da, și eu mulțumesc pentru că ați venit, pentru că m-ați ascultat. Cu mult drag. Dumneavoastră celor de acasă, vă dau o nouă întâlnire săptămâna viitoare la aceeași oră la Tablou de Viață. La revedere!